Bună dimineața, dragi viitori de mașini, și bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi suntem la Brașov și ne dăm cu mașina electrică în campionatul național de viteză în coastă, susținut de Kaufland e-Rally Team. Hai să vedem cum arată mașina. Noi suntem pregătiți cu echipamente, chestii, socotel. Suntem imediat de la start de poiană și hai să mergem. All day and all night we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, dance all night long till the lights come on. Vis împlinit. Da. Să te văd pe tine. Să fiu cu tine în mașină. Cum a fost asta? Asta chiar a fost grea. Asta a fost wow. Pot să zic că cadoul meu de ziua mea în întârziere maximă, dar se mă. E perfectă. E perfectă, da. Vezi că universul le aranjează pe toate. Să știi că ce tare. Și chiar ieri vorbeam, ți-am zis cu un prieten că zic, mă, cum ar fi, mă, să merg cu Mihai cu mașina, zic. Ne bucurăm de experiențe. Da. No, plimbarea la plimbarea. Dar nu-i BMW, mă. Salut. E foarte ciudat cu ea, mă. Dar sunteți tot așa încântat să mor eu de parcă. Dacă ne-ai dat drumul la gaz, se oprește. Doamne, ce vis. Sunt la start la raliu. Wow. Îmi vine să plâng de bucurie, serios. Ce fani! Yeah. E liniște, da. Dă tempo, Ibe! Nu pot să aud câtă viteză! Mă, că fii atent care viteză, frate, ești nebun? Cum e, dreapta 2? Asta e 2, da, direct. Stânga 1. 2 pentru dreapta 1. Pentru dreapta, așa. Ce fane e, frate. Liniște. Facem noi zgomot și... Să uite, băi, și mă duc eu zgomot, nimica. Că ce-i cu ăștia? Cât am făcut până aici, oare? Acum nu te lasă. Nu te lasă, că are... Cea mai ciudată senzată din viața mea. Sunt fingent după aia. A fost o experiență inedită, totul nu are nicio legătură cu ce știam până acum. Și e foarte ciudat, pentru că din mașina ai feeling-ul că nu înaintează mașina și când te uiți la kilometraj e undeva la capăt acolo și e un pic ciudat, dar o experiență ce clar mi-ar plăcea să repet. S-a terminat etapa, a fost plină de accidente, am stat foarte mult timp pentru că a plouat și s-a tensionat puțin situația. Clar, omul cursei este Ișvan Șoș, care a fost în alt film, adică unde am stat noi a și depășit o mașină și a venit pe doi la general, tot respectul.
Lucian Răduț a câștigat etapa, foarte fain. Și noi am avut o experiență minunată alături de Kaufland e-Rally Team. Mi-a făcut mare plăcere să fim alături de ei. Noi acum ne punem ușor în mișcare să mergem să mâncăm ceva bun. Voi ați urmărit vreun vlog, eu am fost Mihai Beldie și până la următorul episod, nu uita. Iubiți-vă mult! Mașinile, ciao!